Bună ziua, domnule Valeriu Steriu, bine ați venit în studioul nostru la PS News. Bună ziua, bine m-am găsit. Să încep direct interviul de astăzi întrebându-vă cum este UNPR-ul în era post-Gabriel Oprea, să zicem așa. Deci, o scurtă radiografie înainte de toate. UNPR-ul se pregătește pentru o conferință. Congres, la noi în statut se numește conferință, conferința națională extraordinară, tocmai pentru a completa, pentru a valida postul rămas liber în urma demisiei domnului Oprea. Suntem în egală măsură pregătiți de conferința aceasta, dar și în teritoriu din plin în precampanie electorală pentru alegerile locale. Vrem să demonstrăm că ceea ce avem după 6 ani de existență în acest partid este solid pus pe picioare. Și practic aceasta este mai degrabă prioritatea actuală decât aceea unei conferințe care nu aș spune că este o formalitate, ci o necesitate pentru a avea într-adevăr o garnitură completă. Dar suntem foarte încrezători, asta este cuvântul. Am depășit perioada aceasta de la începutul anului cu foarte multe atacuri, cu foarte multe linii puse între partid, între domnul președinte Oprea, într-o formă, aș putea spune, admirabilă pentru efortul și sacrificiul care l-a făcut domnul Oprea, renunțând la funcția de președinte pentru a lăsa partidul să meargă mai departe înainte. Nu e un secret, vă încălziți, să spunem așa, pentru postul de președinte la această întâlnire care urmează să vină. Cu ce ar fi mai diferit conducerea dumneavoastră față de conducerea pe care a avut-o până acum Gabriel Oprea? Că ce este nou în viziunea dumneavoastră? În primul rând, încă sunt în faza în care vorbesc cu colegii și îmi caut susținerea pentru a merge la o conferință. Foarte multe organizații mi-au transmis deja și le mulțumesc și pe această cale. Sunt din ce în ce mai pregătit să fac acest pas și să anunț oficial în viitorul apropiat o posibilă candidatură, evident într-o competiție electorală cu ceilalți colegi care vor dori să vină pe această funcție. Aș vrea să păstrez o mare parte din tot ce a construit foarte, foarte bine domnul Oprea în acest partid. În primul rând solidaritatea, în primul rând atmosfera foarte colegială pe care o avem, de sus până jos. Deci o întâlnim practic de la președinte până la militantul dintr-o organizație de comună. Este un lucru pe care nu l-am întâlnit prin alte partide. Noi aveam foarte dese întâlniri și nu doar întâlniri de acest gen formal, foarte multe întâlniri informale care ne-au unit, care ne-au făcut să ne simțim într-o familie în acest partid. Nu foarte vizibile din exterior aceste întâlniri, tocmai și asta era un lucru plăcut. În altă ordine de idei, cu siguranță, cred că pot veni și eu cu o completare, în primul rând, de management politic, învățat în sistemul privat. Am fost în egală măsură și în politică, în administrație, dar și în sectorul privat. Din acest sector privat, anumite elemente m-au făcut să învăț că pot fi transmise, ceea ce înseamnă comunicarea internă în partid, ceea ce înseamnă comunicarea în planul exterior al partidului, sunt elemente care pot fi dinamizate. Cred că pot să-i dau o față, poate, de ce să nu spunem, nu doar pentru militari foarte atractivă, dar și pentru agricultori. România are clipa de față peste 1 milion de agricultori, iar eu de peste 20 de ani sunt în acest domeniu, activez în zona agricolă și cred că mă și cunosc cu câteva mii de fermieri din România, cărora vreau să le creez o platformă prin care să poată să fie atrași spre zona aceasta politică. Dar vom păstra în continuare ceea ce înseamnă patriotism, ceea ce înseamnă spiritul acesta de dragoste pentru România și vom căuta să fim în continuare primul partid național, aș spune, sau cel mai național partid al României. Sunt foarte multe lucruri care astăzi se așteaptă de la un partid politic pe planul acesta de a apăra românii, de la lucrurile care le vedem astăzi prin bănci, această lege a dării în plată, de la tot ce înseamnă vânzarea terenurilor către străini, spuneam mai devreme, zona agricolă. Dar toată economia românească are nevoie în clipa de față de un punct pe care să poată conta și în zona politică. Capitalul autohton nu prea mai are un sprijin și nu vorbim doar de întreprinderi mici și mijlocii, vorbim până la urmă de tot ce înseamnă economie românească. Înțeleg. O ultimă întrebare din zona trecutului, să spunem așa, după care ne mutăm la proiectele de viitor. Ce mai reprezintă Gabriel Oprea astăzi pentru UNPR, cât de vizibilă mai e prezența sa și cum mai există el până la urmă, sub o formă sau alta, în partid? Sigur, este în primul rând un membru fondator și este cel care a construit practic om cu om acest partid în acești 6 ani. Este respectat oriunde, nu doar în partid, ci în afara partidului și este un model pentru cei care
au venit în, atât în zona Parlamentului, dar și la nivel național. Eu personal mă sfătuiesc des cu dânsul și cred că o voi face și după conferința națională. Sunt foarte multe lucruri care din experiența acumulată sunt necesare. A fi președinte de partid e foarte greu. Este doar că s-a făcut acest anunț și pot să spun că am telefonul care sună 24 din 24 și încerc să răspund la toată lumea care mă caută pe telefon și să fiu prezent la toate întâlnirile. Îmi dau seama ce efort a făcut domnul Oprea, pentru că în mod real mi-amintesc că n-a fost dată să-l sun și să nu îmi răspundă, nu doar mie și colegilor. De asta spun, va rămâne și în continuare sperăm să-și rezolve cât mai repede toate aceste probleme pe care l-au făcut să iasă din zona de conducere a partidului, pentru a continua cu toții în construcția acestui proiect foarte frumos și foarte românesc. Avem în anul acesta două momente electorale importante. De multe ori criticii sau cei care au văzut, au făcut o radiografie a UNPR-ului din exterior, l-au catalogat ca fiind partid balama, partid satelit. Cum vreți încerca în aceste două momente electorale să depășiți, să arătați oamenilor că nu sunteți acel partid care trebuie să se anexeze la ceva și să meargă într-o alianță, pentru că altfel nu e în stare să vină cu o ofertă clară și concretă? Eu nu cred să mai fie în România astăzi un partid capabil să ia peste 50% din voturi. Nici cu redistribuiri, partidele moderne în toată lumea fac coaliții, fac alianțe. Faptul că am fost în alianțe în ultimii 6 ani și alianța făcută cu noi a stabilit o majoritate în Parlament, care evident a dat o formă de guvernare, reprezintă, aș putea spune, o alternativă altor alianțe care au mers mai degrabă pe criterii etnice la același parcurs. Și cred că e o victorie, aș putea spune, bună pentru România, că în clipa de față alianța se face tot cu un partid românesc și nu impune, aș putea spune, în anumite momente, dificultăți pe principii etnice de decizie la nivelul guvernului sau la nivelul Parlamentului. Și asta este pentru România, aș spune, principalul câștig. Ne dorim să fim un partid cu un procent foarte mare, 30-40%, dar suntem un partid tânăr care nu poate ajunge la această cifră din primii ani. Avem nevoie de un parcurs, de o creștere, sunt momente când mai și scazi, dar poți veni cu mesaje noi și să vezi unde ai greșit și să te corectezi. Din acest punct de vedere, nu doar la nivelul guvernului ne propunem să continuăm să fim un partener, pentru că acest parteneriat pe care l-am asigurat până la urmă a dat o stabilitate României. A fost o Românie în care n-a fost criză politică în acești 6 ani și acest lucru pentru că întotdeauna am știut unde putem și noi să consolidăm anumite aspecte. Dar spuneam, alianțele pe care le vom putea face vor fi și la nivel local. Suntem înaintea alegerilor locale, cu siguranță sunt județe în care vom avea destul de mulți consilieri județeni care vor putea, la nivelul fiecărui județ, să facă post-electoral acele alianțe care să dea conducerea județului. Și pentru că ați vorbit de alegerile locale, acest moment electoral a născut multiple controverse legate de faptul că nu ar avea o legitimitate suficient de mare această poveste cu alegerea într-un singur tur a primarilor și nu numai. Și aș vrea să vă întreb totuși, s-a mizat foarte mult și pe implicarea UNPR-ului în această poveste, într-o posibilă alianță, într-o schimbare cumva a deciziei politice, care este stadiul acest? Mai există șansa ca în România să avem în 2016 la alegerile locale două tururi sau rămâne proiectul cu un singur tur? Deși ne avantajează votul în două tururi ca partid mic și pe simulările făcute până acest moment observăm o consolidare, aș putea spune, la nivelul primăriilor, e greu de crezut că la ora actuală proiectul de lege care există la Senat mai poate parcurge pașii și în Camera Deputaților, astfel încât să genereze până în 5 iunie de fapt, cu ceva timp înainte de 5 iunie, o astfel de schimbare în legea electorală pentru alegeri locale. Este, până la urmă, aș putea spune, mai degrabă o confirmare a unui protocol pe care ni l-am asumat cu PSD-ul pe acest punct. Nu neapărat un protocol care să ne avantajeze pentru alegerile din primăvară. N-aș putea spune că votul în două tururi, deși ne-ar avantaja, vine cu o consolidare a unei alte clase politice. Într-adevăr, oferă oportunități noi, dar să nu uităm că votul în două tururi a fost până în 2004, dacă nu mă înșel, la nivel național timp de 14 ani și nu cred că a generat întotdeauna chiar cei mai buni primari în România. Este cu siguranță o opțiune pentru alegerile următoare și probabil că
în perspectiva unor alegeri viitoare și cu timp de pregătire, vom fi mult mai atenți în privința parcurgerii unei legi foarte, foarte importante pentru România și pentru zona de administrație locală. Da, pe de altă parte, alianța cu PSD-ul vă creează și niște avantaje. Veți primi niște posturi pe liste, într-o formulă sau alta. Mai este sustenabilă această alianță și post alegerilor locale? Și dacă da, cum o vedeți? În clipa de față avem două consolidări, să spunem. Avem o alianță de centru-stânga cu PSD-ul înscrisă la tribunal, care vine cu elemente foarte clare pentru 2012-2016 și pentru ciclul următor electoral, 2016-2020. Aș putea spune că e un document care s-a făcut la momentul consolidării USL-ului, când exista o alianță de centru-dreapta și una de centru-stânga. Suntem pe această alianță consolidați din acest an și cu acest protocol, care prevede posibilitatea unor alianțe locale în primăvară și de asemenea posibilitatea de a fi pe liste în toamnă la alegerile generale cu PSD-ul. Sunt elemente pe care le discutăm în mod frecvent cu partenerii noștri, le analizăm și cu siguranță în funcție și de rezultatele de la alegerile locale vom avea și cifre pentru ceea ce înseamnă aceste alegeri generale. Pe surse au venit informații legate de faptul că și PNL-ul vă curtează sub o formă sau alta, inclusiv în speranța că s-ar mai fi putut modifica pe ultima sută de metri proiectul cu cele două trururi de care am vorbit. În ce au constat de fapt aceste discuții cu PNL-ul și cât de viabil ar putea fi și o alăturare a UNPR-ului în viitor cu PNL-ul, fie pentru, inclusiv pentru o guvernare? E o perioadă de așezări între toate partidele. Toată lumea curtează pe toată lumea și în perspectiva alegerilor locale, de foarte multe ori am avut și noi discuții cu partenerii din toate partidele pentru diferite variante de alegeri locale și ne-am întâlnit și cu unii și cu alții și cred că și ei între ei. Este normal să fie așa, să-și optimizeze fiecare rezultatul la locale. În privința proiectelor mari, încă nu avem în vreun fel convenită vreo direcție. Noi de altfel ne-am propus ca la conferința din 26 martie să adoptăm și un document rezoluție al conferinței prin care să transmitem direcția spre care va merge partidul și în următoarea perioadă. Această direcție cu siguranță va marca momentul de toamnă, dar și anii de după alegerile generale. E un document necesar pentru a consolida identitatea partidului în acest moment, pentru a îmbunătăți mesajele pe care le dau colegii noștri în teritoriu și practic în această conferință națională putem da răspunsul probabil tuturor posibililor parteneri. Plecând de la premisa că suntem deschiși ca toate proiectele pentru România să le susținem indiferent de identitatea lor doctrinară. Ați amintit mai devreme de blocajul legii electorale de la Senat. Apropo de Senat, v-aș întreba cât de viabilă mai prezintă prezența lui Călin Popescu-Tăriceanu, președintele ALDE, în fruntea Senatului, cât mai reprezintă el majoritatea și care e punctul de vedere al UNPR-ului legat de această susținere în viitor? În clipa de față, susținerea dată de actuala majoritate din Senat oferă, bineînțeles, o stabilitate în această poziție de președinte de Senat. La nivel de grup de Senat nu s-a pus problema unei schimbări și nici la nivelul conducerii actualei forme interimare în UNPR. Nu este o prioritate pentru noi acest punct de vedere și nici nu au existat propuneri de schimbare de la opoziție. În momentul în care ar exista o astfel de propunere sau de discuție, cu siguranță, în primul rând, colegii din grupul senatorial vor aduce pe masa de discuție în birou permanent o astfel de propunere. Câtă vreme nu s-a discutat practic pe nicăieri, încă mergem mai departe cu restul activităților din Senat. Guvernul tehnocrat a venit pe un fond de popularitate maxim. A cam terminat cu luna de miere, să-i spunem așa, și văd că în ultima vreme există tot mai multe critici și din partea mass mediei, opiniei publice, politicienilor, nu mai zic. Cum se vede din ograda UNPR-ului acest guvern tehnocrat și relația sa cu, până la urmă, inclusiv cu Klaus Iohannis, cu Parlamentul? Relația cu Klaus Iohannis, cred că UNPR-ul a definit-o foarte clar și, în primul rând, prin atitudinea deciziilor luate în acest an, propuse tot ce înseamnă
partea de siguranță națională și mesajele solicitate au căpătat sprijin, aș putea spune, imediat din partea UNPR. În privința guvernului, de la bun început am fost cei care, aș putea spune, cred că am și consolidat instalarea guvernului Cioloș. Sunt puțin subiectiv, îl cunosc personal pe Dacian Cioloș de foarte mulți ani, fiind în același domeniu de activitate, agricultura. Îl respect foarte mult și știu seriozitatea și bunele intenții. Tocmai de aceea, el personal, în viitorul apropiat, va avea o susținere în continuare în partid, mai ales că este foarte deschis oricărei propuneri. Orice am avut nevoie să discutăm cu domnia sa, ne-a și vizitat la grup, deci am reușit să stabilim o punte de comunicare utilă. În privința miniștrilor, fiecare ministru își duce, să spunem, crucea. Dacă face lucruri bune, are tot sprijinul. Dacă avem diferite forme de exprimare sau de dificultăți pe care le intersectăm, căutăm în primă formă să consolidăm și să contribuim la un rezultat bun, știind că o instabilitate politică, chiar și pe un nivel ministerial, nu-i benefică. E timpul foarte scurt, mai au 6 luni ca să-și termine acest mandat și cred că în clipa de față, fără niște erori majore, toți pot merge mai departe. Nu cred că avem în clipa de față intenția unei moțiuni de cenzură, sporadic poate moțiuni simple, unele au fost stopate chiar de la nașterea lor de către noi, dacă n-am considerat necesar. Mai degrabă, UNPR-ul a căutat să vină întotdeauna cu soluții direct adresate miniștrilor, pentru că în mod real avem expertiză pe foarte multe domenii printre colegi și pot mai degrabă să corecteze decât să schimbe. Haideți să ne focusăm pe domeniul care sunt convins că vă place cel mai mult, agricultura, și să vorbim un pic de ministrul de resort. A fost o ieșire cel puțin bizară care a născut multe controverse, dând, poate într-o fază prematură, spun unii, poate nu, numele unei firme vinovate de ceva ce după aceea s-a demonstrat că n-ar fi așa. Mă refer la laptele companiei Brădet, că deja este celebru cazul. Cum vedeți această ieșire pentru un ministru și până la urmă cum vedeți activitatea din această perioadă pentru ministru de care am vorbit și pe care, repet, e pe o zonă pe care o stăpâniți și noastră foarte bine? Da. În ceea ce privește Brădet, a fost un moment dificil pentru toată lumea. Abordarea este, aș putea spune, o abordare europeană. Zilele trecute am văzut repetată o situație similară, de data aceasta venind din Italia, și cred că e foarte importantă și credibilitatea noastră ca exportator pe piețele europene, dar în primul rând credibilitatea pentru consumatori. Într-adevăr, o exprimare prematură a unui operator economic pe domeniul acesta al siguranței animalelor și siguranței consumatorilor este foarte greu de transmis și de comunicat. Avem la ora actuală, cred că în premieră, această situație, dar să nu uităm că în urmă cu 3 sau 4 ani România era ținta europenilor pe carne de cal, pe carne de pasăre. Deci au fost câteva atacuri date din exterior către ceea ce înseamnă securitatea alimentară în România și ceea ce produce România. N-aș spune că a procedat incorrect ministrul Ilimescu, aș spune că o transparență mare a consolidat cel puțin pentru câteva săptămâni încrederea consumatorilor, dincolo de câteva 1 sau 2 milioane de fermieri și de zeci de mii de agenți economici. Ministrul are și răspunderea pentru 20 de milioane de consumatori, alături de sectorul sanitar veterinar, și cred că e la fel de important, dacă nu chiar mai important, să știi că ai în țară români care mănâncă foarte convinși că cineva le păzește calitatea alimentelor. Într-adevăr, nu este bine să intervii în zona capitalului autohton, dar dacă acesta este la limită și dacă are totuși prezența unor analize care nu conving, este atunci foarte riscant să lași ca acele produse să fie în continuare în piață. Au fost, cred că, multe situații similare în Europa și în România. De regulă, operatorul economic care avea o suspiciune își retrăgea singur toate produsele și își construia singur o strategie de comunicare. De data aceasta, probabil neavând susținerea financiară necesară a acestui operator economic, nefăcând acești pași, ministrul a considerat cu siguranță că e mai util să stopeze până la clarificări toată această producție. Să nu uităm, în 2011 în Germania au murit 20 de oameni tot de la E. coli. Nu știu cum s-a comunicat, dar la vremea respectivă Germania a distrus în totalitate pentru 3 luni producția de castraveți a Spaniei, spunând că aceștia sunt de vină. Până la urmă, nici astăzi n-au demonstrat nemții spaniolilor că vreun castravete din Spania avea ceva E. coli, așa cum
a fost la vremea respectivă... Chestiuni foarte sensibile atunci. Da, da. Și în Germania au murit totuși 20 de oameni, iar Spania a pierdut peste 300 de milioane de euro. Nici până ziua de astăzi nu s-a limpezit de la ce a fost toată acea problemă. Poate România să mai fie, să rămână un jucător important în domeniul agriculturii? Întotdeauna s-a spus că suntem un grânarul Europei, o zonă prolifică. Și cum vedeți viața, traiul pe care îl vor mai avea de acum încolo principalii agricultori din România, atâta vreme cât vedem că tot mai mulți jucători din top încep să aibă probleme. Unii sunt la pușcărie, alții în insolvență, alții invocă totdeauna lipsa implicării statului în susținerea activității lor. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile pe piața asta? România a devenit de 2 ani exportator de produse agroalimentare mai mare decât importator. Doream să văd treaba asta de mulți ani. Practic, până în 89 noi am fost un net exportator, apoi a urmat 20 de ani net importator. Iată că în sfârșit redevenim pe plus în această zonă, redevenim o țară care exportă mai bine. De ce? În primul rând pentru că intrarea în Europa a generat două lucruri. Accesul liber pe o piață de 500 de milioane de consumatori, fără taxe vamale, și în egală măsură o subvenționare mult mai solidă a agriculturii cu subvențiile europene. Au trebuit să treacă 7 ani ca să ajungem în situația de a consolida suficient de bine agricultura. Această consolidare continuă. Sunt optimist și știu că dacă se rezolvă și anumite probleme de infrastructură agricolă, irigațiile, accesul în teren, lucrurile vor fi și mai bune. Însă, nu e suficient. E nevoie să investească mult mai mult în industria alimentară, pentru că astăzi exportăm preponderent materii prime, cereale, animale vii. Într-adevăr, e ușor să duci 500 de oi în port, să le încarci și să le trimiți mai departe, dar ar trebui cumva toate politicile agricole să încurajeze mai degrabă industrializarea, abatorizarea, transformarea în produse alimentare. Astăzi, pe acest palier al balanței de comerciale de produse ale industriei alimentare, suntem în continuare deficitari. Importăm mai multe produse transformate decât exportăm și nu este direcția bună. Polonia astăzi are importuri de 2 ori mai mari decât România pe produse agroalimentare, dar exportă de 4 ori mai mult. De ce? Pentru că Polonia își importă materie primă, o prelucrează și o exportă ca și produs finit. E o linie pe care ar trebui să o învățăm și noi și de aceea cred că expertiza pe industria alimentară trebuie consolidată. Deci în mod real avem suficient de mult lapte, cereale, carne să le transformăm și să devenim jucători serioși pe toată piața mondială, nu doar în Europa. Ați vorbit de irigații și mă gândesc că împreună cu problema aceasta a inundațiilor au fost cam marile hibe în agricultura românească și m-aș întreba, cum vedeți proiectul lui Daniel Constantin de trecere a sistemului de irigații și de desecări către mari jucători de pe piață, sau de fapt către toți jucătorii de pe piață, și cât de, în ce stadiu e el acum, dacă se poate face la un moment dat acest transfer definitiv? Da, e un proiect care a trezit foarte multă dezbatere, da. Și în Parlament au fost 2 momente pentru a vota, nu numai pentru că era partea aceasta de proprietate, dar și pentru bugetul într-adevăr impresionant multianual care se aloca practic aproape 140 de milioane de euro pe an prin buget să fie stabilite pentru irigații. E o necesitate. E o necesitate care însă trebuie să țină cont și de situația anului 2016. România nu mai are aceeași rezervă de apă pe care o aveam în anii 70 sau 80. România trebuie să fie mult mai atentă pentru că cu siguranță viitoare politica agricolă comună va fi mult mai zgârcită cu apa. E un deficit la nivel mondial, e o grijă foarte mare pentru resurse și evident în momentul în care îți bugetezi pe 7 ani trebuie să te gândești și ce zice Europa, și Europa fiind de multe ori cea care dă banii pentru astfel de proiecte. Susțin acest proiect, n-aș vrea să se creadă vreo secundă că nu am dorința ca agricultura României să aibă din plin o infrastructură de irigații, însă întotdeauna am spus că nu e suficient doar să duci apa. Este important să vii cu o strategie pe toate palierele. Vorbesc de cercetarea agricolă care poate pune la dispoziție din ce în ce mai mult soiuri rezistente la secetă. Apoi, poate mai important decât orice, pierderile forestiere. România încă nu a rezolvat această problemă cu toată legislația îmbunătățită permanent. Nu avem de multe ori banii ca să facem aceste pierderile forestiere, care ar însemna mult mai mult pe următorii 20 de ani decât doar aduce apă. Sunt zone întregi în Bulgaria în care doar cu pierderile forestiere au crescut producția și de 2 ori în ultimii ani, cumva pe aceeași climă ca și în România.
Sunt convins că dacă în acest an vor fi făcute primele studii de fezabilitate și documentare, așa cum a transmis și ministrul Iremescu, de la anul acești bani vor începe să fie vizibili în zona de irigații. Sunt foarte mulți fermieri care așteaptă toate aceste măsuri. Nu sunt numai probleme de a duce apa în câmp. Am avut iarna trecută și iarna aceasta în unele locuri probleme de desecări necesare. Sudul României în continuare sau partea de nord-vest este o zonă în care de prea multe ori apa băltește și nu e dusă. Pomparea costă la fel de mult și de pe teren spre Dunăre sau de pe... Deci e același cost, iar de foarte multe ori fermierii erau nevoiți să dea acești bani înainte și erau dificultăți de cash flow reale. Vă propun pe ultima parte a interviului să mergem un pic în cotidian, în lucrurile care se întâmplă zi de zi. Și pentru că a generat iarăși foarte multă polemică, foarte multă dezbatere, v-aș cere și părerea dumneavoastră pe subiectul acesta al constituționalității pe care, iată, Curtea Constituțională l-a aruncat în fața opiniei publice, și anume a faptului că anumite structuri cu atribuții informativ-operative ar trebui scoase din ecuația aceasta a justiției, a sferei penale. Mă întreb acest lucru și prin prisma faptului că UNPR-ul a fost un partid care totdeauna a venit cu teza aceasta a securității naționale, a interesului național, a zonei de apărare până la urmă națională. Da. Cum vedeți această poveste? E delicată. În primul rând pot într-adevăr să fiu de acord, mai ales că am trăit înainte de 89 în România, știu ce înseamnă dreptul omului și dorința aceasta de intimitate. În altă ordine de idei, mă uit îngrozit zi de zi, citesc atentate în Europa și îmi place să cred că nu citesc atentate în România și mă simt într-un stat sigur în care, până la urmă, intimitatea într-adevăr este de foarte multe ori reclamată, în special de cei care au probleme cu justiția și, practic, sunt destul de mulți care sunt, până la urmă, deranjați de tot ceea ce înseamnă partea aceasta de supraveghere, de Big Brother. Dar pot să spun că sunt foarte puține state la fel de sigure pentru cetățean ca și acesta al nostru. Se pune într-adevăr problema unde ajunge toată informația, cine o analizează, cât de echidistant sau de neimplicat în această supraveghere este această structură unde se adună toată informația. Dar nu putem ignora faptul că totuși trăim într-o eră atât de tehnologizată încât a nu folosi toată tehnologia și a nu o folosi într-adevăr într-o formă care să fie acoperită de Constituție, nu poți până la urmă să pretinzi să nu ai un stat normal, curat, în care să n-ai grijă copilului la școală. Deci e foarte important și cred că toți colegii din UNPR vom sta foarte atenți să analizăm toată această decizie. Cu siguranță ordonanța cu pricina ajunge în Parlament în viitorul foarte rapid. Și acolo avem foarte mulți colegi, în special în Comisia de Apărare, care se vor apleca să o corecteze, să vadă ce probleme de constituționalitate sunt, dar în egală măsură să garanteze și siguranța cetățeanului și nesiguranța celor care au probleme cu legea și, în egală măsură, oamenii liberi care se simt cu conștiința liniștită să fie convinși că nu sunt supravegheați într-o formă care să le perturbe, până la urmă, dreptul lor fundamental. Ordonanța de care ați amintit a creat deja un curent anti, să-i spunem așa, și unul din principalii săi contestatoare este Traian Băsescu. Apropo de Traian Băsescu, redevine pe zi ce trece, cel puțin vizibil, un jucător foarte vocal și pe zona politică și pe mai multe paliere. Cum vedeți o posibilă reîntoarcere a lui Traian Băsescu în politica românească? Traian Băsescu este reîntors, n-a plecat niciodată. Reîntoarcere la vârful politic. Este în continuare unul din cei care fixează de multe ori temele zilei, comunică de oriunde și de pe Facebook și din televiziuni și o comunică bine în felul pe care îl apreciază domnia sa. Este loc pe piața aceasta politică, construcția pe care o are făcută în jurul domniei sale există. Pot să spun că un politician care a plecat acum 6 ani la drum cu un partid în construcție, că e foarte greu să fii de unul singur. Partidul construit de domnul Oprea, după 6 ani a reușit să aibă structuri în toată țara și să aibă număr de câteva sute de mii. Nu degeaba v-am întrebat că Traian Băsescu de fapt reîncearcă acum să meargă pe un drum oarecum pe care a mers și UNPR-ul, pornind de jos, coagulând în jurul unor lideri cât mai mult posibil.
Există o dinamică a partidelor, există o dinamică a membrilor de partid care vin, care pleacă și de obicei se duc în jurul unor idei sau în jurul unor oameni. N-aș putea spune unde s-au strâns mai mulți, dar cred că echipele care pleacă la drum au mai mari șanse decât jucătorii solitari. Dacă echipele își direcționează și spun foarte clar mesajul, adună și mai mulți membri în jurul lor. Este important și nu e suficient doar să fii un foarte bun comunicator. E o calitate a unui lider, dar nu este singura calitate necesară. Leadership-ul și puterea aceasta de a organiza un teritoriu. România e o țară în care faci greu partid pentru că trebuie să te duci în fiecare județ, trebuie să-ți faci logistica fiecărui județ, să-ți faci liderii locali bine aleși. E o muncă de câteva, aș putea spune, de o generație ca să spui pe picioare un partid. Faptul că acest partid al domnului Băsescu e plecat de, cred că n-are încă un an sau ceva de genul acesta. Mă rog, a fost în alegerile precedente, dar cu un alt lider. Probabil că peste 2 sau 3 ani vom avea o linie pe care o vom te atrage să vedem ce a fost bine, ce n-a fost bine. Dar ne uităm în spate și au fost foarte multe partide bune care au apărut și au dispărut. Foarte puține partide au rezistat și ne mândrim că după 6 ani noi chiar ne-am maturizat și ne-am consolidat. Suntem, cred că, în continuare recunoscuți ca al treilea partid, nu doar în Parlament, dar și în teritoriu. Îl vedeți totuși pe Traian Băsescu și formațiunea din care face parte drept o amenințare pentru UNPR? Ei sunt acum într-un soi de pescuit, vânătoare, cum vreți să-i spuneți, în racolarea de noi membri, atragerea de simpatizanți, ar putea rupe ceva în momentul ăsta de la UNPR? Vă temeți? Cred că și domnia sa și partidul domnului Băsescu și UNPR-ul au în clipa de față mai mult ochii ațintiți pe alegerile locale. La alegerile locale, într-adevăr, se întâmplă frecvent să se rupă câte o organizație mai mică, mai mare, din stânga în dreapta, dar nu e un fenomen național, nu este o discuție la nivel național între entități. Cred că dacă ne uităm în ultima lună și în viitoarea lună, vom vedea foarte multă dinamică plecată de la ALDE, la PSD, de la PSD, la PNL, UNPR. Toate partidele își schimbă liniile, aș putea spune, în această perioadă și își reașează cumva jucătorii. Sunt conflicte locale. Noi, de exemplu, am avut o fuziune cu Partidul Popular Dan Diaconescu și fuziunea aceasta a adus familii întregi în diferite județe pe controverse, dar în multe județe s-au îmbinat și a rezultat un mariaj de succes. Există o dinamică atât de mare încât, practic, până după ce trec alegerile locale confiscă foarte mult atenție și energie la nivelul fiecărui județ, chiar mai mult decât orice alt tip de alegeri. Fiecare comună este cu propria ei mișcare în această perioadă. De aceea nu văd în perioada actuală momente importante între partide la nivel central. Domnule Steriu, vă mulțumesc și vă doresc mult succes la convenția care aproape că vine. Mulțumesc mult!